Dacă în campanie electorală toți, și spun aici toți seniori, scoartă atenți cu tineri, pe parcurs acest interes mai pierde și noi știm lucrul acesta. De data aceasta, din 2008 încoace, am văzut că cei din Partidul Democratic Liberal s-au ocupat de tine. Eu știu că la noi au ajuns foarte multe probleme de ale dumneavoastră, știu că foarte multe probleme de ale dumneavoastră au fost rezolvate, probabil că mai sunt, și încercăm să le rezolvăm așa cum putem. Nu vreau să vă plictisesc, e o sală plină, e o sală de oameni puternici, e o sală în care putem vedea astăzi viitorii directori de deconcentrate de mâine, viitorii profesori de mâine, de bun doctor de mâine, de ce nu miniștri, prim-miniștri și de ce nu un președinte de la Suceava. Trecute, undeva în zona humorului, s-a întâmplat școala de vară de la USL. Acolo cei din sală se plângeau că vor să depășească condiția de lipitor de afișe. Ori eu cred că noi am făcut un pas foarte mare la tinere Partidului Democrat Liberal, le recunoaște meritele și astăzi, prin acele plachete pe care le vom mâna și prin care vă vom arăta recunoștința și excelența voastră pe parcursul rundelor de campanie electorală. În 2008 încoace, seniorile din PDL i-au tot bătut în toate competițiile electorale pe seniorii din PSD. Mai mult, seniorii din PSD au fost bătuți chiar de tinerii din PSD. Acum este momentul ca voi, tinerii din PDL, să-i bateți pe tinerii din PSD. Asta e misiunea voastră pentru anul 2020.